cred că în ceea ce ne privește pe noi România, această, hai să spun așa, industrie, în ghilimele, a startup-urilor, este mai greu accesibilă, pentru că sunt convins că nu există o cultură temeinică în această zonă. În niciun caz nu trebuie pornit un proiect atâta timp cât cifrele, alea prognozate, alea pe care mi le propun, nu sunt bine așezate și bine întemeiate. De obicei, prin startup înțelegem o idee și hai să ne apucăm de treabă. Este complet greșit. Ideea, în general, nu prea valorează mare lucru atâta timp cât nu există capacitatea de a o pune în practică de o manieră, hai să exagerez, impecabilă. Idei sunt multe. Aduce o idee până la capăt este cu mult mai greu decât a avea idee în sine. Ori acest liant între idee și materializarea ideii este tocmai acel, hai să spun, acea proiecție financiară pe care măcar mi-o propun. Că se potrivește cu realitatea, că nu se potrivește, asta e altă discuție. Lucrurile se pot plia, se pot modifica și mai departe, dar este foarte important să știu care mi sunt costurile, unde vreau să ajung și cum mă finanțez. E foarte, foarte important. Startup PowerPoint, la nivel de PowerPoint, înseamnă ceva. Startup la nivelul de aplicație sau de proiect, mă rog, de care fie el pus în piață și funcțional, înseamnă de fapt altceva. Înseamnă că s-au făcut deja doi pași și foarte mulți nici măcar nu ajung să facă pașii. Culmea este că simt că sunt bani și că nu sunt proiecte viabile pentru ei. Mai degrabă așa, deși pare puțin tel paradoxal, pare invers. Dar sunt convins că de fapt bani sunt, dar de fapt nu sunt proiecte viabile în care merită investit. Asta este feelingul meu.